Hello, hello, dragi copii! Mă bucur să fiu iarăși împreună cu voi, dar de data aceasta nu sunt singură. Am adus în studioul nostru o invitată extraordinară care astăzi vă va convinge că merită să faceți un lucru. Haideți să o cunoaștem împreună pe Emma Bratosin, o fetiță mereu veselă și foarte simpatică, vorbăreață și curajoasă. Emma, câți ani ai? Ce clasă ești? Spune-ne câteva detalii despre tine. Eu sunt Emma, sunt în clasa a patra, am 10 ani, am o soră, un frate și un câine. Cum îl cheamă pe câinele tău? Ia, spune-ne. Cheamă Maya, Maya. E o fetiță. Emma, spune-ne, te rog, care sunt lucrurile care îți plac cel mai mult ție? Ce-ți place să faci în timpul liber? Mie în timpul liber îmi place să mă duc pe afară, să mă joc cu fratele meu și să citesc. Opa, ai menționat aici că îți place să citești. Spune-mi, de ce îți place ție să citești? Asta e o afirmație pe care o aud mai rar la copii. Da, sper că la ai noștri ascultători e o afirmație la fel de adevărată ca în cazul Emei, da? Așa sper. Spune-ne, de ce îți place așadar să citești? Mie-mi place să citești pentru că mă relaxează, că îmi pot dezvolta vocabularul cu cuvinte noi și că pot să intru în lumea personajelor. Emma, se spune în literatură că ai atâtea vieți trăite, câte cărți ai citite? Ia spune-mi, în ultimele două luni, câte cărți ai citit tu? Cred că în ultimele două luni eu am avut cam 4 vieți. Adică ai citit 4 cărți? Da. Extraordinar, Emma! Mă bucură acest fapt. Ai spus că îți place să citești pentru că te relaxează, că intri în lumea personajelor. Care este una dintre cărțile tale preferate? Una dintre cărțile mele preferate este Prima rugăciune a Jessicăi. Pe care ai și adus-o în această zi cu tine. Hai să le arătăm. Aceasta este Prima rugăciune a Jessicăi, despre care Emma ne va vorbi astăzi câteva lucruri. Emma, spune-mi, de ce merită să citesc această carte? Merită să citesc această carte pentru că este o poveste frumoasă despre dragoste și iertare. Despre dragoste și iertare. Interesant. Poți să-mi dai mai multe detalii, te rog? Păi este despre o fetiță, Jessica, așa, care se împrietenește cu domnul Daniel și începe să afle mai multe detalii despre Dumnezeu. Dă mai multe detalii, te rog. Ai spus că este o poveste despre dragoste, iertare, dar cine este Jessica mai exact? Ai zis că e o fetiță care se împrietenește cu domnul Daniel. De unde vine Jessica? Jessica este o fetiță săracă care trăiește cu mama ei într-un grajd și ea toată ziua se plimbă pe străzi. Am înțeles, trăiește într-un grajd din cauza că sunt foarte săraci. Unde e tatăl ei? Că n-ai zis nimic de el. Tatăl ei a murit. A murit, am înțeles. Pare așa o poveste tristă, dar din ce mi-ai spus la început până la urmă se termină cu bine. Ia spune-mi, ce se întâmplă pe parcurs? Cum ajunge să se împrietenească Jessica cu Daniel? Păi, domnul Daniel are un stand cu, în care el vinde pâiniți și cafea și cum ea este foame, ea vine pe acolo și simte mirosul și ea vrea să intre în vorbă cu el ca să poată să afle mai multe despre el. Am înțeles, deci este interesată de ce se întâmplă cu domnul Daniel. Și intră în vorbă unul cu altul, după care fetița a spus că află mai multe de Dumnezeu. Nu-l cunoștea înainte, să înțeleg. Nu. Și ce află ea despre Dumnezeu? Păi ea află că el este creatorul care a format lumea și Dumnezeul pe care domnul Daniel îl slăvește. Mm-hmm. Și domnul Daniel, cum îi răspunde fetiței? Îi spune toate detaliile despre Dumnezeu? Știe să-i răspunde la întrebările ei? Ce se întâmplă? Domnul Daniel își dă seama că el nu avea o relație adevărată cu Dumnezeu și el își dă seama că trebuie să vorbească mai mult cu Dumnezeu și să-și petreacă mai mult timp. Am înțeles. Ia stai să înțeleg eu tare bine, că mă faci deja tot mai curioasă. Deci, Jessica nu-l cunoaște pe Dumnezeu, află despre el de la Daniel, dar în același timp domnul Daniel își dă seama că nici el nu-l cunoaște foarte bine pe Dumnezeu. Da. Fetița îl face să-și pună mai multe întrebări. Decât ea îi pune domnului Daniel. Am înțeles. Foarte interesant. Și cum se termină povestea?
Daniel îi pregătește o mare surpriză pe care voi o puteți afla citind cartea. Emma, m-ai făcut extrem de curioasă, cred că voi pune mâna pe carte de la tine, o iau chiar astăzi dacă mi-o dai împrumut. Și dragi copii, faceți la fel ca mine, sunt tare curioasă și eu. Ce surpriză pregătește domnul Daniel? Ce se întâmplă în finalul acestei cărți? Dacă aflați finalul înaintea mea, dați-mi de știre, spuneți-mi și mie repede într-un rezumat, într-o mică povestire făcută de voi, în caz că terminați cartea mai repede decât mine.